Pe tot parcursul anului 2013, polițiștii locali giurgiuveni au avut o activitate mult mai complexă spre deosebire de anul 2012. Sancțiunile și controlele efectuate de oamenii legii au vizat în primul rând ordinea și liniștea publică, executarea mandatelor de aducere, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului și controlul comercial. În toate aceste domenii, polițiștii locali au dat dovadă de promptitudine și au aplicat sancțiuni contravenționale în conformitate cu legea. Spre deosebire de anul 2012, când numărul sancțiunilor s-a ridicat la 229, în anul ce tocmai a trecut, polițiștii locali au aplicat 482. Poliția locală s-a implicat și în domeniul siguranței rutiere, unde a asigurat fluența circulației pe drumurile publice și totodată au constatat și aplicat sancțiuni contravenționale. Participarea împreună cu structurile teritoriale ale Poliției Române la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunările publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale, promoționale, manifestări culturale, artistice, sportive, religioase sau comemorative, constatarea contravenției și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea staționară, parcarea autovehiculor și accesul interzis, a normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală. De asemenea, polițiștii locali au participat și la 4 acțiuni comune, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, de jandarmi și alte instituții implicate în planurile de cooperare. Pentru anul 2014, Direcția Poliției Locale își propune să asigure un climat de ordine și siguranță publică, acordând o atenție specială prevenirii și combaterii faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială.